Ai intervenit o schimbare în loc. Îți vom da postul de la clasa specială autonomă de a 8-a. Needucabietică! Acum îi țineți pe linie moartă până devin problema liceului. În oral normal, în fiecare recreație te muți în altă seară, dar cel pe care l-am eu spune altceva. Câsă A8? Ce A8 ai? Clasa specială autonomă, anul 8 de studii. Needucabili? Asociez oamenii pe care îi cunosc cu personaje din filme. Mama e profesoara McGonagall din Harry Potter. Corectă. Dar rea când o calci pe coadă. Ei, nu la propriu. Când se înfurie, se transformă în incredibilul Hulk. Toată povestea asta, parcă am avea 5 ani. O fi el cel mai groaznic profesor din lume, dar totuși avem un lucru în comun. Eșecul. Știu că profesorii fac depresie din cauza epuizării mamă, dar în acest caz e vorba de altceva. Abia dacă mai e viu. Nu, nu deschide gura cât e ziua de lungă. Sărmanii lui Elen nu vor învăța nimic pentru că nu are cine să învețe. E așa păcat. Am 14 ani. Îmi place zgomotul pe care îl scoate camioneta când se trezește motorul la viață. Acum se aude mai tare. O mică problemă la eșapament. Am permis de conducere în a 8-a. Diana, e ultimul nostru an. Ultima noastră șansă. El e ca ultima noastră speranță. Profesorul e greu de caracterizat. Încep săptămâna școlii fiind arestat. Mai sunt doar 170 de zile de școală. Mă prăbușesc peste dulapuri. Mă doare, dar sper că pe dulap îl doare și mai tare. Da, ce se numește needucabil? Păi, pentru că sunt needucabil. Mai vedem noi. Dubla 1. Ca asta sunt. Ripostez. Păi da să... Prește. Dubla 1. Bă, ce-i